Astăzi, la ora 11, în sala Mihai Eminescu a primăriei municipiului Botoșani, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local, în care s-a aprobat acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Botoșani poetului laureat al actualei ediții. Juriul național de acordare a premiului este format din Daniel Cristea Enache, Nicolae Oprea, Vasile Spiridon, Mihai Zamfir, Irina Petra și Ioan Holban și Vitalie Ciobanu. Decernarea premiului național de poezie Mihai Eminescu pentru opera Omnia aici la Botoșani consider că reprezintă cheia de boltă sau magnificența valorii poeților contemporani cărora le datorăm foarte mult, adică și cu ajutorul lor literatura română și metafora care este conținută de poezie. Permiteți-mi să fac o paranteză, Ion Caramitru spunea, dacă în teatru cuvântul stă la baza interpretării actorului, în poezie, pauza dintre cuvinte reprezintă suportul interpretării, adică metafora. Și ea nu a dispărut. Mâine, pe 15 iunie, se împlinesc 135 de ani de când s-a stins din viață luceafărul poeziei românești, poetul Mihai Eminescu. Municipiul Botoșani, la ora 10:30, vor avea loc depuneri de coroane și gerbe de flori la statuia poetului din curtea bisericii Uspenia, urmate de slujba de tedeum. O slujbă de pomenire a poetului Nepereche va fi oficiată și la biserica familiei Eminovici din Ipotești. De la ora 17, la Casa de Cultură a Sindicatelor, va avea loc gala de decernare a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, opera Omnia, ediția 33-a, urmată de un spectacol susținut de Mircea Tiberian și Nadia Trohin. Tot mâine, la Memorialul Ipotești, la ora 13, în sala Horia Bernea, va fi acordat Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, opus primul.